Autoritățile sanitare au dat startul campaniei de vaccinare antigripale după ce în depozitul Direcției de Sănătate Publică Mehedinți au intrat mai mult de jumătate din dozele solicitate de medicii de familie. Vaccinurile au început să fie distribuite în funcție de solicitările făcute. Schimbarea bruscă a vremii a făcut pe oameni să treacă mai devreme pragul cabinetelor medicilor de familie pentru a se imuniza. Campania de imunizare cu vaccinul antigripal a debutat în forță și mai devreme anul acesta, în contextul schimbărilor bruște de temperatură. Vaccinarea se face în cabinetele medicilor de familie. Potrivit acestora, numărul mehedințenilor care vor să se vaccineze împotriva virusului gripal a crescut foarte mult în ultima perioadă, mai ales în contextul pandemiei de coronavirus. Chiar unii care nu erau, să zic așa, eligibili, pentru că sunt mai tineri, acum este perioada când la început trebuie făcut acest vaccin la persoanele care sunt mai sensibile la bătrâni, la copii, la persoane cu comorbidități importante, diabetici și așa mai departe. Bun, lumea știe chestia asta. Și adresabilitatea este mult mai mare. A fost o perioadă când adresabilitatea scăzuse și n-a fost o chestie dramatică, trebuie să recunosc chestia asta din punct de vedere statistic, dar a crescut după pandemie, a crescut, să zic așa, conștiința populației și adresabilitatea este mult mai mare. Primele persoane care vor fi imunizate sunt cele din sistemul sanitar și din domeniul asistenței sociale, dar și copiii, gravidele și persoanele cu afecțiuni cronice. Direcția de Sănătate Publică Mehedinți a primit și a distribuit mai mult de jumătate din dozele solicitate de medicii de familie pentru pacienții care beneficiază gratuit de imunizare. Vă faceți în fiecare an? Da, în fiecare an. În fiecare an. De ce credeți că este important? Păi este pentru sănătatea noastră, pentru răceală, contra. Mă ajută, pe mine mă ajută asta. Cum vă tratați de obicei de răceală? Gripă, virus? Păi mai mă duc la farmacie, mai iau. Nu ne-am vaccinat, nu. Și nu vă veți vaccina? Ba da, dar când am venit de la țară. Vă faceți în fiecare an acest vaccin? Da, da, am făcut și anul trecut, anual, da. De ce plecăm la țară. Și credeți că vă scapă de viroze? Noi am făcut anul trecut primul vaccin, ăsta e al doilea. Da. Când? Anul trecut. Și anul acesta nu vă vaccinați? Nu. Medicii de familie din Mehedinți au primit până în acest moment peste 18.000 de doze de vaccin antigripal. Vaccinul poate fi cumpărat și din farmacii de către cei care nu sunt înscriși pe listele unui medic de familie.